Domnule Stoichiță, 2023, fotbalistic vorbind, a fost bun pentru noi, ne-am calificat la Euro, urmează 2024, turneul final, cu ce gând? Eu mi-am exprimat părerea ca să facem un turneu final bun, să trecem de grupe, dar mai mult mă gândesc la ce va fi la calificările pentru mondial. Aia este lucrul care mă preocupă cel mai mult de acum. Dar să nu sart temporal peste meciurile lunii martie ale la U21 și cele de la U17. Cele de la U17 care sunt importante. Avem posibilitatea să ne mai calificăm la un campionat european. Totuși, toată lumea se gândește la Naționala Mare, la Euro. Ce ar trebui să ne propunem? Își propun antrenorii și jucătorii. Am văzut că sunt foarte optimiști. Au normal pe ce să se bazeze, pentru că au terminat pe locul 1 și mi s-ar părea ridicol că dacă atunci când termini într-o grupă ca asta pe locul 1, când nimeni nu dădea nicio șansă, să-ți propui lucruri frumoase. Dumneavoastră a fost mereu optimist în privința calificării. Ce vă făcea să fiți? Pentru că mulți spuneau, mai ales după ceea ce a fost în Liga Națiunilor, că nu putem să imite faptul. În momentul în care trăiești între jucători, între antrenori și vezi ce fac, vezi ce posibilități au, deja nu poți să fii pesimist dacă observi ce se întâmplă la echipa națională a României. Și în anturajul echipei naționale și la Federației Române de Fotbal, pentru că eu cred că această echipă națională, rezultanta politicii tineretului care a fost practicată în ultimii 8 ani, da? Bun. Și am ajuns la această formă de echipă națională cu sacrificii, cu, știu eu, multă presiune, multă tensiune, mă rog, are importanță, că ce e frumos rămâne, ce e urât se duce, știi? Dar îți spun un lucru, că în momentul când stai între ei și vezi ce pot... Suntem lângă bradul de Crăciun. Care e cea mai puternică amintire care vă vine din copilărie legată de Crăciun? Păi dacă am fost la sărbătoarea lui Dinamo în seara asta, pentru că am fost și eu la acest club și am stat ceva ani de zile, organizat cu drag de tot ce am învățat pe parcursul celor 10 ani cât am jucat aici. Și ce v-a rămas cel mai important? Un spirit de aventură, un spirit de competiție, un spirit de învingător, chiar dacă n-am învins la junior, n-am încheiat ciclul ăla care l-am avut la Dinamo de copil până când am terminat junior, am pierdut o finală cu Universitatea Cluj, care au fost mai buni ca noi, 72. Dar educația care am primit-o acolo nu mă poate sterge nimeni. Completată și cu cea care a fost la Steaua, în care am intrat în alt mediu, dar la fel de frumos și la fel de competitiv. Ultima întrebare, ce vă doriți pentru 2024 și ce le doriți românilor? Sănătate, în primul rând. Asta e cel mai important lucru și restul le facem noi pe toate. Ce-mi doresc? Îmi doresc să fie toată lumea bucuroasă și din cauza fotbalului, nu numai din cauza schimbărilor sociopolitice care sunt în țară și care se pare că sunt pe un drum bun. Și atunci nu vrem să rămânem în urmă și să le aducem, nu numai noi, și cluburile, tuturor bucurie și în viața asta fotbalistică.